trebuie să vă spunem că nimic nu este întâmplător și trebuie să vă spunem legătura noastră cu Bodo. Și eu când dansam cu Ana, acum mi-am aminte că noi dansam pe aceeași piesă, dar și pe o altă piesă, la o lună după ce ne-am cunoscut. Nouă ne-a plăcut, i-am dat eu o piesă, i-am dedicat o piesă Oanei și dacă vrea cineva să ne facă să plângem de fericire, pune piesa aia. Acum și peste 20 de ani. Îmi aduc aminte de piesă, este vorba de Pentru tine, dacă nu mă înșel. Tu se numește? Sau Tu, bravo! Tu, așa. Bun. Și trebuie să spunem că în moment... Wow, ce text, vai, ce text, frumos. Cine nu știe, e vorba de un text senzațional. Deci ce a dedicat Cristi Oanei... Cam cum e, ea spune așa, cam cine îmi deschide calea norilor, cine mă însoțește în gând pe drumul lung, cine îmi șoptește taina florilor, cine mă așteaptă în prag când am să ajung. Da. Dacă mai cântă un pic, bocim, dar nu bocim că ne doare ceva. Pur și simplu este o piesă care este din noi, pur și simplu, și atunci... Da, imaginează-ți aici. Dacă tu sunt băiețești, de ce nu cântă piesa, zic? Da, păi n-a cântat-o. Păi mai, o mai... Ia uzi. Cine însoptește taina florilor, cine mă așteaptă în prag când am să ajung? Numai Tu mă faci să-mi doresc să ajung acasă și să te iubesc. Toate stelele întâlnite ieri în calea ta mi-au trimis în suflet azi iubirea ta. Da. E bine. E asta înseamnă că în afară de cerul, toți prietenii noștri trebuie să știe că avem și alte cântece foarte frumoase. Da, bine, asta știe toată lumea, nu e niciun fel de problemă. Doamnelor și domnilor, pentru mine a fost o mare bucurie că am putut să vi-l oferim încă o dată pe Bodo împreună cu trupa Proconsul. Mulțumim pentru vizită. În curând o să aibă o piesă frumoasă de Crăciun. O așteptăm. Mulțumim. Foarte frumos.